Cea mai caldă lună decembrie din ultimii 60 de ani. Zilele următoare vor confirma acest lucru, asta pentru că temperaturile vor continua să fie deosebit de ridicate. Ni se alătură acum Elena Matescu, directorul ANM, direct cu noi. Domnul Matescu, mă bucur să vă revăd, bună ziua. Spuneți-ne dacă și încheiem cel mai cald an în aceste condiții. Bun găsit! Putem să confirmăm deja că luna decembrie a acestui an este cea mai caldă lună decembrie din ultimii 60 de ani, pentru că deja am depășit, putem să spunem așa, recordul deținut în luna decembrie a anului 1982. Înregistrăm deja o abatere termică pozitivă de 3,5 grade Celsius față de normalul climatologic al unei luni decembrie în țara noastră. În 1982, în decembrie, am înregistrat 3,4 grade Celsius. Și cu siguranță această abatere va mai crește, având în vedere ce se va întâmpla până la finele acestei luni. Deja înregistrăm și astăzi 17 grade Celsius, da, la Oltenița, 16 grade Celsius la Călăraș la ora 12. Și în această parte a țării, astăzi vom consemna în sud-estul țării valori maxime de 16-17 grade Celsius, inclusiv mâine, chiar dacă mai scad temperaturile ușor, vorbim tot de abateri termice semnificative mai mari, cu 10 grade față de ceea ce ar fi normal pentru această perioadă din calendar. Și este bine să specificăm de asemenea că ieri dimineață și astăzi de dimineață la foarte multe stații meteorologice am înregistrat de asemenea 45 și în această dimineață la 25 de stații cele mai ridicate valori ale temperaturilor minime înregistrate într-o zi de 29 și respectiv 30 decembrie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Iar ieri am înregistrat inclusiv la nivelul maximelor la 14 stații din partea de sud și sud-est a țării cele mai ridicate valori. Ieri am înregistrat, după cum știm, 19 grade la Zimnicea. Și din perspectiva anului 2020, având în vedere evoluția întregului an și iată deja decembrie confirmat ca fiind cea mai călduroasă lună decembrie, din istorie, 2020 este pe locul 2 în țara noastră ca fiind cel mai călduros an din 1900 și până în prezent, cu o abatere termică pozitivă de 1,78 grade Celsius. Rămâne în continuare cel mai cald an, 2019, cu o abatere termică pozitivă de 2,11 grade Celsius. Iar deceniul actual, 2011-2020, cel mai călduros deceniu, 7 ani din acest deceniu în țara noastră sunt în top 10 cei mai calzi ani, așa cum și comunicatul Organizației Meteorologice Mondiale confirmă faptul că deceniul 2011-2020 este cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice la nivel mondial. Dați-ne, domnul Matescu, o explicație pentru luna decembrie, dați-ne o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, dacă, mă rog, putem să ne gândim la o posibilă explicație, dar care este explicația punctuală pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni În ultimele săptămâni, mase de aer mai cald și umede au predominat în zona spațiului geografic a țării noastre și o putem pune nu numai în contextul variabilității naturale, dar iată că, începând din 2000 și până în prezent, de la an la an, temperaturile medii, fie că vorbim de temperaturi medii anuale sau sezoniere sau lunare, sunt în creștere și această tendință este evidentă. Practic, începând din 2015 și până în prezent, fiecare an a doborât recordurile înregistrate în anul anterior. Iar tendința pare să fie în continuare aceeași dacă luăm în considerare și estimările centrului britanic, Met Office, pentru că în fiecare an, în această perioadă a anului, Centrul Britanic, Meteorologic Britanic, face o estimare pentru anul următor, așa cum a făcut și la finele anului 2019 pentru 2020, ca fiind posibil un an 2020 cel mai călduros și iată că se confirmă și la nivel mondial, în primii 3 ani, cei mai călduroși ani. Și acest centru britanic estimează și pentru 2021 posibilitatea ca și acest an să se alăture seriei anilor celor mai călduroși din istorie,
cu abatere termică pozitivă de 1,03 grade Celsius față de perioada preindustrială. Așadar, tendința este una evidentă, creșterile de temperaturi sunt semnificative și le înregistrăm nu numai în lunile de vară, iată luni de iarnă. Am avut o iarnă 2019-2020, a doua iarnă cea mai caldă din istorie în țara noastră, o lună decembrie 2019 cu abatere termică pozitivă de 3,1 grade Celsius, iată la interval de un an, luna decembrie acestui an, cea mai caldă lună. Anul viitor, categoric, rămâne unul secetos în aceste condiții, doamnă Matescu, este ceea ce puteți deja prognoza cumva, poate chiar mai rău din punct de vedere al precipitațiilor decât ceea ce a fost anul acesta? La acest moment, precipitanțiile înregistrate, mai ales în ultima decadă a lunii noiembrie și mai ales în decembrie, depășesc media climatologică a unei luni decembrie în țara noastră. Avem o cantitate medie de 55,5 litri pe metru pătrat față de o valoare medie climatologică de 44,8 litri pe metru pătrat. Având în vedere perioada în care ne aflăm, consum mai redus al culturilor aflate în vegetație, vorbim de o rezervă în mare parte la valori satisfăcătoare și apropiate de optim. Luând în considerare estimările până în jurul datei de 25 ianuarie, în condițiile în care vorbim de precipitații excedentare în aproape toată țara pentru săptămâna 4-11 ianuarie, apoi 11-18 și respectiv 18-25 ianuarie, cu valori apropiate de normal, anticipăm că pentru luna ianuarie rezerva de apă din sol să rămână în aceleași limite satisfăcătoare și apropiate de optim. Dar cu siguranță va fi foarte important ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii martie, când se încheie perioada de acumulare a apei în sol și o evoluție în limite favorabile a rezervei de apă din sol poate să asigure pornirea în vegetație a culturilor înființate în toamna anului 2020, dar și pregătirea campaniei de primăvară în 2021. Mulțumesc tare mult! Elena Matescu este directorul ANM, direct la Digi24.